Doar o clipă să mă pregătesc. Sunt gata, putem începe. We can change anything and make it better together now we're strong. Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit. Astăzi v-am pregătit un video foarte interesant și, după părerea mea, foarte util. În video de astăzi vreau să împărtășesc cu voi 20 de alimente care ard grăsimile. Practic, le mâncați și slăbiți. Dar înainte de asta, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să nu pierdeți niciun video și nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, acolo zilnic postez pozele interesante și vă anunț de fiecare dată când apare un video nou, deci urmăriți-mă și pe Instagram. Iar acum să trecem la video nostru de astăzi. Primul aliment care arde grăsimile este grapefruitul. Acest fruct conține o enzimă care arde grăsimile și ajută la absorpție și reducerea amidonului și zahărului din organism. Eu vă recomand să mâncați o jumătate de fruct înainte de masa principală și o să vedeți rezultatele pozitive asupra siluetei voastre. Al doilea aliment care ajută la arderea grăsimilor sunt fructele de pădure, mai ales mure și zmeură. Vine vara și le puteți găsi proaspete peste tot, și la piață și în magazine. Toamna și iarna, de exemplu, eu le cumpăr congelate și le adaug în diferite rețete de ale mele. Deci, indiferent de sezon, putem să găsim variante. Fructele de pădure sunt foarte bune, detoxifică organismul și ne ajută să slăbim. Al treilea aliment care ne ajută să slăbim este preferatul meu, avocado. Eu ador să mănânc avocado la mic dejun, este bogat în proteine, grăsimi sănătoase și conține o mulțime de vitamine. Următorul aliment care vă ajută să slăbiți este pieptul de pui, pentru cei care mănâncă carne. Este o carne slabă, conține multe proteine și nu o să vă îngrășați de la pieptul de pui. Însă, ca să slăbiți, vă recomand să mâncați pieptul de pui alături de o salată și nu lângă cartofii prăjiți. Încă un aliment care ajută la arderea grăsimilor este ceaiul verde, însă vă recomand să nu-l beți foarte mult, fiindcă conține multă cafeină. Următorul aliment este ou. Eu îl mănânc destul de des și la mic dejun și câteodată la prânz. V-am arătat și aici pe YouTube câteva rețete sănătoase cu ou, care sper să vă inspire. Următorul aliment care ajută la arderea grăsimilor este cartoful dulce. Eu de obicei fac cartoful dulce la cuptor și pentru mine este o cină perfectă. Cartoful dulce îți îmbunătățește vederea, sistemul imunitar și stimulează metabolismul. Este o sursă bună de vitamina A și un antioxidant important. Următorul aliment care ajută la arderea grăsimilor și care mie personal îmi place foarte mult este ovăzul. Eu ador tărciul de ovăz care este atât de sănătos. Fulgii de ovăz sunt o sursă bogată de fibre, au un conținut ridicat de vitamine, minerale și antioxidanți. Următorul aliment care o să vă ajute să slăbiți este orez brun. Orezul brun este un excelent antioxidant, ajută la pierderea în greutate și combate diabetul. Și la gust, mie personal, orezul brun îmi place mult mai mult decât orezul alb. Următorul aliment care ajută la arderea grăsimilor este salată verde, spanac, varza, rucola, în general toate legumele verzi. Au o mulțime de vitamine, conțin puține calorii și le puteți mânca la orice oră a zilei. Puteți să le mâncați în orice cantitate și nu o să vă îngrășați. Următorul aliment care ajută la arderea grăsimilor este ardei iute. Dacă o să începeți să consumați ardei iute în mâncăruri, veți observa că pofta pentru dulce va dispărea. Asta pentru că acest condiment inhibă pofta de mâncare. Cu cât consumi mai mult ardei iute, cu atât organismul va arde mai multe calorii. Următorul aliment care o să vă ajute să slăbiți este sparanghel. Sparanghelul este legumă numărul 1 în procesele de detoxifiere. Are proprietăți antioxidante, are puține calorii și nu conține grăsimi. Următorul aliment care ajută la arderea grăsimilor este oțet de mere. Oțetul de mere nu are un efect asupra procesului de slăbire, însă dacă este consumat înainte de mese, cam una-două lingurițe în puțină apă, grăbește apariția sentimentului de săturare. Următorul aliment care te ajută să slăbești este somonul. Somonul este o sursă bogată de omega-3 și proteine, de aceea ține de foame, elimină poftele, îmbunătățește circulația și accelerează metabolismul. Încă un pește care ajută la arderea grăsimilor este ton. Tonul la fel este bogat în proteine și conține omega-3. Următorul aliment care ajută la arderea grăsimilor este untul de arahide. Mie, de exemplu, îmi place să mănânc untul de arahide în combinație cu rondele din orez expandat, cu un pic de miere și fructe. Încă un preparat pe care vi-l recomand să-l mâncați și de la care sigur nu o să vă îngrășați sunt diferite supe. Eu, de exemplu, ador supele creme din diferite legume, se fac foarte ușor, sunt gustoase și sănătoase. Poate o să vă fac un video cu rețetele mele preferate, scrieți-mi în comentarii dacă doriți acest lucru. Următorul aliment care ajută la arderea grăsimilor este ghimbir. Însă vă recomand să nu folosiți foarte mult ghimbir, fiindcă are un miros extrem de puternic. Și ultimele două alimente care ajută la arderea grăsimilor sunt conopida și brocoli.
aveți din brocoli sau conopii, de puteți să faceți supe creme foarte gustoase sau puteți să le pregătiți în cuptor sau la aburi. Dragii mei, acestea au fost 20 de alimente care ajută la arderea grăsimilor. Sper că acest video o să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe. Nu uitați de asemenea să mă urmăriți și pe pagina mea de Facebook, Instagram și Adnaclasnike. Vă aștept acolo cu mare drag. Vă pup și vă îmbrățișez. Ne vedem în curând! Pa, pa! Feel the wind, touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape.